Bună să vă fie conexiunea la net! Dragilor, astăzi îi avem alături de noi pe Alina și Gabriel, fără nume de familie. De fapt, ăsta e numele lor de familie. Bine v-am găsit, dragilor! De fapt, bine că v-am găsit și bine că ne-am găsit aici împreună. Am zis găsit de 4 ori. Știu că voi ați fugit, nu zic fugit, că mă gândesc că ați mers încet. N-ați alergat de la Timișoara către Gărâna și v-ați deschis acest loc minunat. Nu, am venit chibuț. Pe jos. Ați venit pe jos? Da. Și cu toate astea după voi? Da, Gabriel e un badea cărțan modern și sunt o Victoria Lipan modernă. Iarna dau la zăpadă mult. A, de aceea am văzut eu pincile și toporul ăla acolo. Da. Am înțeles. Da, vi le-ați agățat în cui, să zicem. Dacă vi le-ați agățat în cui, înseamnă că sunteți, da, v-ați găsit locul și aici sunteți acasă. Da? Da. Bun. Povestiți-mi un pic, vă rog frumos, despre cum ați ajuns voi din Timișoara aici. Nu-mi povestiți drumul, că aia știu. Adică ce ați făcut prin Timișoara și cum v-ați hotărât să faceți acest loc aici. Da, până. Încerc eu? Păi, acum, să spun, în 2016, am niște prieteni care au o pensiune aici în Gărâna, tot Timișoara am plecat și stabiliți. Acum sunt deja la Vina și Mircea, acum sunt deja 5 ani, sau poate chiar spre 6, de când stau aici. Am fost la un moment dat într-o toamnă ulterior și în mai, mă rog, în august, în iulie, am tot fost. Deci așa la ei fost și la ne-au dat acest pont, da, la Vina și la Mircea. Și am spus, vezi că este un loc aici de închiriat. A, deci închiriat. N-ați fi curioși, da, da, nu ați fi curioși să... Preluați locul. Și da, noi cum eram oricum iubitori de festival, nu? De festival de jazz de la Gărâna. Veneam în fiecare vară la... Că... Ce da. Frumos! Da, scolocatarii noștri, da. Foarte frumos. O familie de rândunele. Da. Uh-huh. Așa. Să nu mai lungesc. Așa, am acceptat, am venit. Da? Da. Și la început am făcut naveta între Timișoara și Gărâna. Veneam în fiecare joi seara sau vineri dimineața plecam, încărcați cu cumpărături și așa mai departe. Mă, să nu aveți, știi, 20 de sticle. Da, 20 de sticle, frumos, da. Da, corect, așa, da. Și am descins la Gărâna și a fost din ce în ce mai greu să ne întoarcem la Timișoara. Ca atare în ultimul an și mai ales în ultimii 2 ani, de fapt, vara, eu personal mi-am petrecut-o aici. Și iarna. Da? După care a venit decizia firească, firească pentru noi și pentru background-ul nostru, să spun, bagajul nostru, să rămânem aici definitiv. Da, definitiv, definitiv. V-ați făcut și buletine? Avem și buletină și numere de caraș. De caraș? Da. N-aș fi zis, dar uite că am și sunt foarte mândră. E un județ extraordinar de frumos. Îi înjurai pe aia cu că sunt în trafic sau? Sunt reacționară, dar nu chiar așa. Da. Da. Bine, sunt și Carașul și albanezii, mai Prahova. Da, în fine. Da, nu, hai să nu judecăm noi. Și cum vă alegeți clienții? Adică cum vin oaspeții la voi? Adică aveți pagină de Facebook? Sau... Da, avem o pagină de Facebook. Da. Și Insta și de astea. Și așa află sau din gură în gură? Mă gândesc că și din gură în gură e mai... Păi noi o creștem organic, adică nu facem reclamă plătită nici pe Facebook și pe Instagram, habar nu, dacă se poate. Pe semne că da. Se poate, da. Se poate, dar mai bine nu, mai bine așa. Așa, da. Și Gabriel face pozele, câteodată mai scrie niște versuri și eu fac postările, eu sunt textiera. Da. Așa, și să spunem că e o simbioză reușită din punctul nostru de vedere. Am înțeles, poet și prozator să înțeleg. Da, mă rog, da. Cu un ochi estetic, da. Da. Absolut, da. Dar meseriile voastre de bază care sunt? Băi, eu atât am sunteți... că nici nu mai știu. Da. Păi asta zic, că mă gândesc că nu sunteți bucătari, ospătari, barmani. Nu, și... nu, absolut deloc. Gabriel, fiind foarte îndrăgostit, de mine, normal, nu de Gărâna. Acum vreau de cine? Așa, nu, lăsând gluma la o parte, eu sunt pasionată de gătit.
Și l-am atras pe Gabriel după alte proiecte în Timișoara pe care le-am avut împreună. Într-o capcană. Da, l-am atras într-o capcană. Hai că e frumoasă capcana. Atrăgătoare, da. Da. Apropo, eu... capcana nu mai e. Da. Am venit aici să fac ce-mi place și de fapt puteam cumva oarecum să o fac și la Timișoara, deși nu în cadrul ultimul nostru proiect, pardon, era locul mult prea mare, dar aici e proporția perfectă. Adică eu gătesc, Gabriel servește cu șarmul lui, bine cunoscut. Doar voi doi? Doar noi doi suntem, da. Da. Și Luca. Păi da, dar e ceva de alergat. Este, da. Adică de la bucătărie până pe terasă. Îți spuneam înainte că... Ai învățat toate pragurile, nu? Domnul din imagine a alăturat arătirea mai subțiri și mai finuță gleznă din Gărână. În fișa postului pe lângă ospătar am și rolul de capră neagră. Și cobor până pe... Da? Da. Deci ești protejat de lege dacă e ceva, da? Bun. Măi, apropo de capră neagră, voi chiar ați făcut aici un loc super fain. Nu știu dacă așa era înainte, că eu nu l-am văzut înainte. Dar pot să zic că e un fel de floare de colț. Mai rar. N-am văzut așa. Era fain, și am mers era fain, dar ne-am adus aportul. E foarte clar. Da. Sigur. Păi, era fain, era pe hartă, dar na, l-am îmbunătățit. L-am cosmetizat. Foarte bine, foarte bine. Păi, da. Orice om care vine într-un loc, clar se zice că omul sfințește locul, nu? Da. Și trebuie să-și pună amprenta. Apropo de amprente, să pun și o amprentă pe paharul ăsta, Doamne ajută! La mulți ani! La mulți ani! Nu e ziua nimănui, să știți, dar așa se zice. De ce numele kibbutz? De unde? Cum? În primul rând e un nume rotund. Perfect, îl spui, kibbutz. Și s-a descris deja un... Păi da, dar începe capa, să te arme cu țâi, ăsta nici la faza nu merge. Prea multe consoane. Da. Nu, în general am ales numele noi să fie scurte și cu rezonanță și rotunde. Îmi place foarte mult tot ce e rotund. No. Așa, am înțeles. Bun. Și are 5 litere, da? Ca și Musiu, ca și The Note, exact. Ca și River Deck. Mm-hmm. Mă rog, toate au 5. Toate au 5, da. Numai să nu numele. Sună rotund și perfect. Bun. Toate au 5, da. Și kibbutz-ul ca și formă administrativă, da? La origini, da, aborigin a fost o treabă mișto până la urmă, adică un loc unde nu este monedă, oamenii se ajută, tu dai mie țuică, eu îți dau ție friptură, tu îmi faci mie pantofii, eu îți sap grădina și așa mai departe, da? Sigur că e o chestie utopică, da? Și noi stăm în kibbutz cu casă de marcat, așa, dacă nu ai bani poți să speli vasele. Da. Și în plus de asta nu puteam să-i spunem, știi că a fost și varianta românească a kibbutzului în anii 70, a fost și un film, Falanstrul de la Scăieni. Nu știu, da, și carte. Foarte bine, da. Să nu știi. Deci a fost un experiment, din asta social și în România în anii 70. Nu-i spunea kibbutz, nu-i spunea kibbutz, îi spunea Falanster. Da, și atunci noi nu puteam să-i spunem Falansterul de la Grâna, care așa o rezonanță și un impact am înțeles, negativ, adică unde mănânci? La Falanster. Ha. E grav, adică deja e clar că mănânci ceva nasol. Mm-hmm. Bun, dragilor, și cum faceți cu aprovizionarea? Că mă gândesc că nu e chiar așa ușor, că Gărâna e la 30 de kilometri de Reșița, după câte știu eu... 36 chiar, da. Na, da. Eu știam de tot 30 cam așa de și de Caransebeș. Și de Caransebeș. Da. Cum faceți cu grădină? Aveți sau nu încă? Păi este grădină. Ba da, este grădină, doar deci că e în pantă. Și e la 1000 de metri, adică nu e că... Și nu crește nimic. Da. Nu poți să cultivi de aceea, roșii, cartofi, nimic. Da. Și cum vă luați materia primă? Că trebuie să gătiți cu ceva. Avem, știu că voi gătiți cu suflet, dar nu poți găti numai cu suflet. Trebuie să pui și ceva ingrediente. În timp am reușit și ne-am cumpărat, cum se zice, două căruțe și patru cai. Mm-hmm, și da. În fiecare și unul la Caransebeș. Și unul la Caransebeș și unul la Reșița. Furnizori, nu? Exact. Nu lucram cu furnizori. Nu? Nu. Puteam să jur că furnizori. Nu. Dar? Nu. Gabriel face cumpărăturile
Alt Gabriel, nu? Temenic. Gabriel, Gabriel și Gabriel. Și Maier și Capră Neagră. Păi Gabriel. Oprește. Mai po. Așa, el face cumpărăturile și de regulă merge la Reșiță sau Caransebeș, în cele câteva magazine care sunt acolo. Sunt și câteva private din astea afaceri mici de familie de unde se aprovizionează. Apoi numai este corporații, piața, nu, ca da. Și cum, private, ca și cum ar fi de stat ceva. Da, am spus că mai sunt și afaceri mici de familie. În sensul că nu corporații. Foarte bine că susțineți afacerile astea și mai sunt câteva ferme pe aici, prin zona... La Prebu, la Gărâna, și ne aprovizionăm cu brânză, cu carne, cu... Pește, ouă. Am vorbit că luați din lac. Da. Da, foarte bine. Apropo de susținerea micilor afaceri de familie, astea s-au cam dus acum în perioada asta de pandemie care ne-a lovit. Pe voi cum v-a atins această pandemie? Că mă gândesc că fiind aici în colțul ăsta de rai, pot să zic și așa că deja are trei metafore. Ne-a dat un pic la joale, dar n-am murit. Ideea e că chiar am încercat să facem totul din forțe proprii și cu ajutorul celorlalți care produc, na, legume, carne, ouă și mai departe, na. Da, dar eu mă refer acum că n-ați avut clienți, adică n-ați avut oaspeți la cine ați vândut, adică n-ați vândut, ați stat și voi ca toată lumea, izolați și așa. Evident. Da, practic voi nu sunteți izolați. Am făcut un pesto de leurdă, mă rog, așa, și l-am pus la borcane, leurdă culeasă de noi. Apoi au fost câțiva prieteni foarte apropiați, neamuri. Mai exact, ne-am uitat la film, am citit, am băut cu un vin. Da. Și am stat cu mască, tot cu pandemie. Da. Cu ce mască de sudură, ați sudat ceva. Clar. Da. Și acum, cum e? Că acum ai stare de alertă, ușor, ușor începe să... Păi da, suntem un pic alertați. Se miște rotițele din nou. Suntem un pic alertați. Alertați, nu? Am dat un pic drumul la terasă. Da, avem undeva la 6 metri între fiecare masă. Se poate vedea. Da, am văzut. Minim 6 metri. Da. Și încet, încet o să pornească. Vin oaspeți astea. Da. Încep să vină, da? Da, sigur. Deci, Gabriel te duce acolo. La Reșița servești. Da. Foarte terasa, fain. Foarte fain. Și nu vă e dor de Timișoara? Nici o secundă. Da, corect, nici o secundă. Nu? Nu. Și cu ce vă umpleți timpul aici când nu aveți oaspeți? Eu am soție. Și asta îi ocupă tot timpul. Da. Da, păi știu. Cu cititul, cu filmele, dar astea am înțeles. Da, ok, bun, dar nu facem doar asta, adică hai să nu dăm pe... Fantastă, mai ce intelectual suntem. Vorbeam că vreți să faceți o bibliotecă în Gărâna. Da. Asta ar fi foarte, foarte, foarte fain. Da, deocamdată adunăm cărți și așteptăm un spațiu. Da? Da. Uh-huh. Îi facem un apel pe această cale, poate se găsește spațiu. Bineînțeles, da, domnul primar e foarte, foarte de treabă. Pe lângă că e foarte de treabă, e și genul de primar care tace și face. Nu-i fac reclamă, absolut deloc. Și ne sprijină în sensul acesta. Am adunat cărți. Uite, și voi puteți data viitoare când veniți. Să venim cu o carte. Un porbagaj de cărți. Un porbagaj de cărți, da. Tot dați cheie, nu? La patrol. Puteți să veniți. Am înțeles. Păi, facem chetă de cărți. Da. Găsim. Da, asta e pentru turiști. Când vin, da, stau în weekend. Ar sta tolăniți zile, normal că ar citi o carte. Un mar sălbatic, nu? Am înțeles. Parcă ai citit niște poezii. Și poezii, și dacă vă vin străini, ce fac? Învață română? Avem și cărți și în germană, și în engleză, și în franceză, și în rusă. Și în rusă, da. Vai, și am făcut rusă în liceu, acum am așa aminte. Mi-ai zis rusă, mă lovește rusă. Nu știam nici cum să zice zdravite când am intrat la BAC. Eram ăsta... Examinatorul mi-a zis, drazvite, așa, drazvite, nu, tot n-am zis. Ia lubliute bea și menează avut. Da. Și menează avut, menează avut, am scris Brebu Costinel.
Am copiat tot după colegul meu, că 2 ani la rusă. 2 ani la rusă. Bine, acum mulți ani nu spun cât. Și am copiat și Brebu Costinea. Și când am dat lucrările, zice, era vezi, sunt două de Brebu Costinea. Da, care sunteți? Sună aia mea. A trebuit să mai stau să o mai scriu o dată. Bine, dădeam, era profesorul nostru de rusă, dar nu spun la ce liceu, că poate mai profesează încă. Și ce să vă mai întreb pe voi așa, să mai strânim curiozitatea oamenilor, care e rețeta voastră preferată, de exemplu, de aici? Adică aveți o rețetă a casei sau o frică a casei? O rețetă... Pe tine te întreb, Alina, pe tine, nu pe el, că el servește. Deci o rețetă de mâncare. Dar puteam să vă spun și eu, da, ce rețetă de mâncare, că rețeta casei, clar, e împrățișarea de bine ați venit și așa, și frumos să vezi oameni. Îmi place să gătesc cu ce mă surprinde Gabriel. Desigur că îi fac o listă în mare cam ce ar trebui și îmi fac și un plan, evident. Dar improvizez mult pe moment, pentru că... Și mă surprind de rar. Da, și el și vine în întâmpinarea mea și cumpără tot felul de chestii mișto din piață sau ce mai găsește. Deci tu îi pui 3 pe listă, el îi aduce 8. Da, da, da. Și diferit. Da, da. Poate îți place ceva. Poate îi aduce ceva, cu știi. Da. Și una dintre rețete, o să vă spun una foarte, foarte simplă. E o friptură cinstită, da? Pe care în ultima vreme am renunțat să o mai fac în cuptor. Și o fac într-un soi de ceaun din ăsta mai modern, așa. Mm-hmm. Deci pe mașina de gătit. Deci cum am da, exact. Așa, da. Și am auzit ceaun. Și folosesc cotlet de porc, da, care în teorie nu are vinișoarele de grăsime, deci ar trebui să fie așa, și iese foarte moale și foarte bun. Și îl fac în untură de rață cu Sauvignon Blanc, pun ceapă verde tăiat așa în două, în trei bucăți mari, roșii foarte bune întotdeauna. Roșii cu gust de roșii. Roșii cu gust de roșii. Sigur, iarna folosesc roșii din astea... Găsești pe rap, știi, cu gust de roșii. Da. Din astea micuțe, cherry, sau mă rog, din familia asta. Așa ce mai pun ardei, praz, mult usturoi întreg sau tocat, Sauvignon Blanc, am spus. Da. Sare și piper proaspăt măcinat și mi-am place la granulație foarte mare, îmi place să simt texturi. Așa, acopăr cu vin și las 6 ore. Și iese wow. Da, e foarte bună, da. Este și apoi mai fac mai și fonfleuri din astea, dar asta e... Fine dining-uri sau cum zice asta. Da, să spunem, dar am tot felul de... Da, am făcut într-o vreme... Nu neapărat că lumea nu e pregătită sau că nu avem ingrediente pentru așa ceva. Nu, dacă ești inventiv, poți să faci din coajă de țeină ceva absolut extraordinar. Da? Și apropo, da, când faci o ciorbă, nu speli foarte bine țelina și lași coaja acolo, pentru că acolo e aroma. Un sfat gratis pentru gospodine, da? Nu curățați țelina, doar o spălați frumos, da? Da. Bun. Dragilor, mă aflu la această masă cu cei doi, cu Alina și Gabriel, și mi-au zis mai devreme că masa aceasta are o poveste. Să le ascultăm povestea mesei. Ia ziceți-ne povestea mesei. Deapăn. Tot eu sau deapăn? Pe cine? Masa o avem... Deapăn la caier. Da. Asta la, zic, cum se numește asta, caier. Deapăn. Caier, da. După cum se vede, o masă foarte veche pe care am... aveam moștenirea, să spun, și am purtat-o în 1, 2, 3, în 4 proiecte, nu? Din Timișoara, da. Și aici un al cincelea proiect ce-a găsit locul și e foarte frumoasă. Are proporții foarte bune. E, parcă ar fi cerată, dar nu e. E patina asta. Nu, da? Nu e. Da. E de la coate. Da, pe semne, da. Au stat ceva coate. Și? Mi-e foarte dragă. Mm-hmm. Mi-e foarte dragă. A pornit din magazie, de pe memorandului, după a ajuns la primul musiu, de pe Savoia.
Așa? Nu? Da. Și s-a tot mutat și a ajuns la Gărână. La al doilea, apoi la al treilea și la al treilea și acum a ajuns aici. Da. Au fost și văd unde ăștia musiu, musiu, da. Musiu, musiu, musiu. Da, da, absolut, de la Caragiale. Mm-hmm. Da. Alina, zi-ne, te rog frumos, de ce nu ți-a mai plăcut ție la Timișoara și te-ai mutat la... Și după aia te întrebi și pe tine, care. Și te-ai mutat la Gărână. Pentru mine personal, senzația de plastic pe care o aveam în oraș, și nu mă refer strict la... aerul irrespirabil. Și chiar nu este o tâmpenie și o prostie ce spun acum. Uite, bunoară, acum două săptămâni am fost la Timișoara cu ceva treabă personală și am spus, ne facem și cumpărăturile. Da, e un oraș mai mare, găsim tot felul de chestii mișto. Multe magazine, da. Așa, da. Ce trebuie la Timișoara? Și am fost amândoi, ne-am rezolvat problema personală și a urmat să mergem la cumpărături. Și am decis că nu mai, deci nu putem respira. E adevărat că ne-am obișnuit aici, da? Unde poluarea este aproape inexistentă. Dar nu mai suportam viața de plastic, din absolut toate punctele de vedere. Și a venit, e o chestie firească. Nu știu dacă vine cu vârsta, și nu cred că vine cu vârsta. Aici în Brăbuie sau prietenii noștri, de care vă spuneam, nu Mircea și Lavina, ei sunt de mai tineri decât noi, s-au mutat de 5-6 ani aici, mai este o familie în Brebu nou și mai tineri, cu doi copii mici de 3 ani și 1 an și sunt aici iarăși de vreo, nu știu câți ani, 5 ani sau așa. Deci, practic, v-ați mutat în veșnicie, că, cum zicea poetul, veșnicia s-a născut la sat, da. Și v-ați mutat aici să fiți veșnici. Da. Bine, apa pe care o bem, ce mâncăm, aerul pe care îl respirăm, e minunat aici. De ce aș mai sta în Timișoara? Da, da. E mult mai fain. Nu înțeleg, da. Și atunci am lichidat tot ce era acolo și ne-am mutat aici. Și nu e vorba neapărat de curaj. Nu este curaj, nu? Nu, absolut deloc, nu. Eu chiar vreau să te contrazic. Da, de obicei nu contrazic, dar eu contrazic, vreau să te contrazic doar pe un singur aspect. Având în vedere că ați avut mai multe proiecte, da. Practic o luați de la zero într-un sat, nu într-un oraș? Da. Păi și nu, asta nu înseamnă curaj? Nu. De ce înseamnă? Nu e deloc curaj, e o chestiune de principiu. Și atât, ai principii sănătoase, da? Ai o, cum să spun, o matrice curată, da? Care îți vine din familie, din educație. Cum să spun, ca să fiu mai concretă. Să spunem că vrei să-ți deschizi un restaurant, da? Uh-huh. Egal unde, în Timișoara, de exemplu, da? Nu te pricepi la amenajare, deci nu ești nici arhitect, nici designer, cum e cazul nostru, da? Uh-huh. Așa. Dar nu e cazul ideal, da? Deci suntem și de meserie, ne-am făcut și locuri, proiectele noastre, și am dus povestea mai departe. Dar să spunem că vrea cineva să-și deschidă un restaurant. Ok, are bani și plătește un arhitect. Pot să dau nume? Arhitect foarte bun din oraș? De, ia să vedem care sunt. Să spunem. Acum nu o să încep neapărat. Iau așa aleatorul cum vin în minte. Nu știu, Edi Man, Mirel Drăgan, Alidea Suciu, Sorin Tamaș, Attila Wenzel, Racolțea. Sunt mai mulți și îmi cer iertare celor pe care am uitat. Nu despre asta este vorba acum. Așa. Ok, și tu apelezi la ei și ei îți fac un, sau un designer, nu cum e Ștefan Lazar de Leețo și mai sunt și alții. Și încă o dată îmi cer scuze că nu-i menționez pe toți cei demn de menționat. Așa. Păi tu ca și beneficiar, dacă nu ești în stare să duci, ei degeaba îți fac cel mai mișto proiect. Da? Am înțeles. Ok, asta dacă era. Tu nu ești în stare să duci poezia, sau să-i dai tu o poezie, să-i dai... O poveste. Atmosfera. O poveste. Da, o poveste. Faci o atmosferă. Da. Da? Dacă nu ai poveste, o poveste frumoasă, bine închegată, perfect rotundă, în care să nu poți să bagi niciun ac niciunde. E degeaba. Asta este cazul ideal. Am înțeles, mai convins. Acum, și atunci am venit aici. Am văzut, în timp ce povesteai, chiar am văzut asta. Am venit aici, sigur că lumea ne cunoaște din Timișoara. Noi nu am mers pe publicitate plătită, pe Facebook sau așa. Au venit oameni care ne știau din Timișoara, au urcat și au mâncat, au venit în zonă.
Da. Așa și vorba e. Merge, din vorbă în vorbă. Da, deci când mi-ai zis de poveste, chiar m-ai convins, știi, chiar povestea vinde. Și tu, Gabi, cum te descurci cu toate atribuțiile astea pe care le ai? Greu. Ca la țară. Ca la țară. Da? Dar le ducem, nu e problemă. Mm-hmm. Să știi că rolul de țăran e nu-i deloc ușor. Și noi mai avem metehne din ăsta de orășeni. Gabi e de bucureștean, mitici, da. De mitici, da, Gabi e bucureștean, da. Eu sunt timișoreancă. Acolo vreau să ducă, știi? Da. După tabere, da. Acolo. De pe P, nu pe P. De pe tabere. Și ce metehne aveți? Orășeni? Da. Ca orășeni, da, adică le-ați adus la sat, le implementați aici, adică, le schimbați? Da. Adică noi ne-am mutat și suntem țărani de Gârâna, clar, dar... Evident că avem internet. Na, avem. Gabriela a încercat să renunțe la smartphone. Și ți-a ieșit cât? O lună și o săptămână. Da. În pandemie? Da, cam atât am ținut. Te-ai apucat de pipă? Nu, l-a vândut și și-a luat un Nokia din ăla micuț. Cu taste așa. Și apăsam și tot deschideam laptopul să văd pe WhatsApp, pe din alea, știți, mă, cine îmi scrie. Da. Bineînțeles că acum nu înseamnă că renunț la tot. Adică renunț la plastic, da, și la tot ce înseamnă dormitorul ăsta, da, care e metropola, și te muți undeva la țară, în cazul nostru, la 1000 de metri altitudine, între brazi și oameni mișto. Da, oameni mișto odată și cei care sunt aici puțini și cei care vin să mănânce, în cazul nostru, da? Da, ai tot ce trebuie, adică avem apă curentă, gazul urmează să se pună, deocamdată suntem cu butelii, cumpărăm lemne, da. Am înțeles. Și ne folosim, adică de cu măsură de internet, desigur, așa, nu ne bazăm pe internet. Am înțeles, practic, satul pentru voi e o evadare din oraș, adică nu intrăm în... Mi-a ieșit Sebastian jocul de vacanță când fugim la sat, că toți copiii când vor să fugă la sat să se joace. Dar acum eu cred că acești copii care pleacă de la oraș și merg la sat să se joace, ei nu știu să se joace cum se joacă copiii de la sat. Chiar cred asta. Da. Eu am un băiețel de 12 ani și când l-am dus la sat, au zis, ăștia n-au telefoane. Da. Când l-am dus la un muzeu, i-am arătat un telefon de la cu cerc. Și unde ții pozele? Deci, cam așa da. E. Cum se descurcă copiii de aici? Că mă gândesc că aveți și copii la sat, adică sunt copii. Două fetițe. De 3 ani. Da, aici în Gârâna? Da. Ana are Mircea și Lavinia și da? Aria... Doi copii sunt în Gârâna. Da. Doi copii. Da. Bine, satul e locuit în mică măsură, da? Sunt câțiva timișoreni retrași definitiv. Da. Câți locuitori are, știți? 50-50. 50 Gârâna, 50 Brebul. Da. Sporadic, așa, plus minus. Da. Și erau sunt timișoreni sau câțiva reșițeni care au case de vacanță și vin în weekend. Da. Deci, practic... Gârâna înflorește mai mult în timpul, adică înflorește, trăiește mai mult în timpul festivalului? Nu, adică, în fiecare weekend vine lumea. În fiecare weekend da, urcă lumea da, și... Da. Urcă lumea, da. Și mai ales după perioada asta de... După perioada asta, clar, toată lumea vrea da, să... toată lumea și-a dorit să urce, să urce la munte, să meargă la mare, să... Da. Și aici chiar avem, uite, iarna avem curte de schi, vara avem lac... Pădurile, e minunat. Ce poți să-ți dorești mai mult? Că doar nu o să-ți dorești să stai într-o cutie din asta de beton. Sau chiar și stând la casă undeva. Oi, da, pare că e mai fain așa, fără stresura de la Timișoara. Da, să știi că viața e foarte liniștită. Sigur că e greu. Că asta și spuneam, că e greu să fii țăran. Chiar e greu, adică e multă muncă fizică. Fizică, da. Uite, parcă mi-ai și pună muncă fizică de cuștepții. E rutina asta zilnică, că dacă, de exemplu, nu faci o chestie într-o zi, nu-i că la oraș. Mai mult. Da, nu-i că la oraș. Aici n-ai scos gunoiul marțea,
A, păi o săptămână tragi, că trebuie să împrăștii, să sortezi la bunul să nu știi, știi că altfel se umplă, vin câini. Deci marțea vine să... Da, vine stână, așa mai departe, nu-i de joacă. A, n-ai săpat acum trei straturi, exact. Păi mâini pus. Da, crescut iarba. Ia, ce fain, chiar vă doresc să aveți tot ce aveți voi aici, să aveți din belșug și îmi pare rău că nu crezi legumele aici. Ar fi fain să vedeți. Și prea sus. E și prea sus. Sunt multe animaluțe din astea subterane, știi, care am văzut. Dar alți animale sălbatice care vin? Da, cum spun. Vulpile... Așa, au fost în exemplu, știi, în sensul că la Brebu ori planta ceva mici, din astea morcovi și tot felul de rădăcinoase. Uai, ce fain, și vedeau așa portocaliu cum iasă din pământ, și ce? Și când l-au scos, era așa retezat, era mâncat de răzătoare, știi? Deci tot ce era în pământ era mâncat, știi? Na, deci nu-i fain, știi? Și tot uzi, și privești, și nu știu ce, tot anul, și când vine toamna, nu e nimic, știi? Nu-i fain. Exact. Și de animale, da, chiar avem parte, na. Vulpi, căprioarele ne vin aici, jos, la baza... Da? La bază de grase? Vin numai cu până muzică clasică. E fantastică senzație. Și atunci pe Rapsodia Română a lui Enescu, dirijată de Celibidache, nu de Enescu, curios, adică nu, mă rog, pentru mine nu e curios, că știu de ce, atunci vin căprioare. Serios, chiar nu aberez și nu e o poveste. Deci vreau să filmez asta. Dacă poți să filmezi, să pui un Am un filmuleț, da. Și apoi s-a terminat Rapsodia Română și mi-a redat YouTube-ul ceva, Șostakovici, valsul numărul 2. Și Șostakovici. Și a apărut un vulpe. Nu cred. În același loc. Da. Viața e minunată aici. Da, tragem de joi până duminică, e foarte greu. Mai ales că suntem doi, dar e foarte greu. Dar aveți luni mai mercuri de... Da, nu, așa, în teorie pare așa că ne relaxăm. Sigur că avem de făcut curățenie și punem socată și murături la soare și ce mai punem, mai fac tot felul de chestii. Pestă de leurdă. Exact, da. Dar mergem în păduri și ne plimbăm și culegem ciuperci, hribi, da, gălbiori, eu știu, burez de fag. Sunt o grămadă de ciuperci aici, foarte bună. Și natura și toată vegetația, flora e incredibilă. Am făcut și eu odată o ciorbă, dar nu de burtă, de hribi. Da? Mamă ce mi-am făcut. Am și pasat câteva sesiuni un pic mai cremoase. Da. Tot iar îmi lăsa pe gură ca și Cotletul tău de porc de la ceaun. Și dacă un oaspete bea prea mult... Are unde să doarmă aici în Gârâna? Da, sigur, sunt multe locuri, adică sunt multe. Sunt câteva locuri. Aici, la voi, dacă... A, aici? Da. Aveți și camere? Avem o mansardă. O mansardă. Deci e un fel de hostel sau... Ceva de genul, împărțită în două camere, una mai mică și una mai mare. Și geografia locului nu ne-a permis să creăm un hol. Am înțeles. Da, e destul de îngust. Cameră cumva, da? Da. Dar băi, mă gândesc, care bucă de Cred că nu mai plec în seara asta. Rămânem aici și așa. Și cine era făcută sau voi ați făcut-o cu tu, arhitectul și... Nu, mansarda este existentă și n-am reamenajat-o, da. Am schimbat culorile, tot. Păi, trebuia să vă puneți, v-am zis, amprenta pe loc. Deci kibuț, practic, e un loc în care poți să vii, să mănânci, să bei și să dormi. Dar mai ales să te relaxezi și mai să ai un... Mai restrictiv cu dormitul, că avem un pat. Unul numai? Al lui Procust, la intrare. Cred că mai tăiat. Da, și eu nu prea sunt fan pe Camil Petrescu, dar știi că un pat al lui Procust e foarte util în orice situație. Da. Adică o chestie de protecție. Și în orice locație. Și o aveți și penul, că am văzut-o ce doar. Da, e foarte fioroasă. Da. E un pitbull fioros care doarme pe un fotoliu. Da. Ea vă apără, nu aici? Da, absolut. Fug căprioarele de ea sau se pupă cu căprioarele? Cred că e în vulpile, da? Da. De căprioare, dacă le-ar mai... Ting, ting, ting! Oi, dragilor. Da. Deci dacă ajungeți în Gârâna și n-ați trecut la kibuț,
n-ați trecut în Gărâna. E simplu, n-ați ajuns în Gărâna. Vă foarte mulțumesc pentru această întâlnire. Cu drag și noi. M-am simțit așa de bine, nu numai din cauza Twitch-ii, dar și din cauza vorbirii. Cunoașteți atât de multe, știți atât de multe, ați făcut atât de multe locuri și v-ați oprit într-un loc unde vă gândeați că ajungeți? Nu, niciodată. Despre asta e vorba. A fost o întâmplare, cred, care v-a adus exact în locul unde poate vă doreați, dar nu știați că vă doriți. Da. Așa a vrut Dumnezeu. Da. Vă doresc să aveți întotdeauna casa plină. Mulțumim. Pe cât se poate. Poate vii să ne ajuți. Vin, cum să nu. Cu drag. Da. Lucru. Și nu. Ce mulțumim. Băi, ce fain sunteți. Doamne ajută. Doamne ajută.